Reținere în cazul profesoarei de sport din Brașov găsită moartă pe Transfăgărășan. Principalul suspect, chiar nepotul victimei, a fost reținut aseară pe aeroport în București. Cel mai probabil acesta și-ar fi ucis mătușa din cauza unei averi. De altfel, se pare că profesoara a și fost amenințată de nepot de mai multe ori. Ne liniștește și pe noi și pe copii, pentru că a fost o traumă pentru tot colectivul școlii. Dacă ar fi fost o moarte naturală, am fi acceptat mai ușor, dar așa este foarte greu de acceptat. Criminalul nu a făcut un rău numai ei, a făcut un rău și unei generații de copii care vă închipuiți că acum își termină școala. Ea era dirigintă la clasa 12-a și în loc să rămână o amintire plăcută acest moment, acum copiii sunt traumatizați de acest eveniment sumbru. Trupul neînsuflețit al femeii a fost depus în capela Bisericii Schimbarea la Față din Brașov. Noi suntem dispuși să ajutăm, noi suntem dispuși să facem cele necesare, dar în condiții legale. Adică să ne fie predate actele și să fie o hârtie. Am crezut noi de cuvință, ne-am strâns câțiva colegi să vedem cum e mai bine pentru imaginea școlii, să primim o hârtie scrisă, dacă se poate, de la notar, prin care să accepte ca să ne ocupăm noi, ca și instituție de funerarii. Mâine, toți cei care au cunoscut-o pe Viorica Borzoș își vor lua rămas bun de la ea. Ar putea fi înmormântată la Brașov sau Bran.